Revenim la incidentele care au avut loc în această dimineață în Bacău. Într-un microbuz se pare că a pornit o ceartă între doi soți, un bărbat și o femeie. Din nu se știe ce motive, la un moment dat bărbatul a scos un cuțit și și-a înjunghiat soția. Femeia este acum în stare gravă, a fost înjunghiată de 10 de ori, este în sala de operație. Între timp și polițiștii au reușit să-l prindă pe bărbat. Ce s-a întâmplat între ei? Ce discuții au fost? Ce probleme erau în această familie? Deocamdată nici polițiștii nu știm. Mergem acum la colega mea, Alexandra Ghețea. Ea a reușit să stea de vorbă cu anchetatorii și sperăm să ne spună mai multe despre ce s-a întâmplat între acest bărbat și această femeie de s-a ajuns, iată, la o tentativă de omor. Alexandra, te ascultăm. Bun găsit, bărbatul de 46 de ani a început să-și amenințe soția cu moarte din cauza geloziei. Se pare că era supărat că tocmai ce se întorsese de la muncă din străinătate, iar femeia îi cheltuise între timp toți banii. Ba mai mult, credea că este și înșelat și tocmai de aceea mergea cu ea peste tot. Asta s-a întâmplat și aseară când s-a urcat cu ea în microbuzul ce o ducea spre muncă. Între timp însă s-au certat, bărbatul a scos un cuțit și a atacat-o. Nimeni nu și-a dat seama, astfel că un sătean a reușit să îi sară în ajutor abia când microbuzul a oprit într-o stație. Tot atunci a reușit să o și scoată din mâinile bărbatului, pe care l-a blocat în mașină. Între timp, bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor și deținere de armă albă. Însă starea de sănătate a femeii nu este deloc bună. Ea a fost operată timp de 4 ore aseară la una dintre mâini, iar astăzi se află din nou în sala de operație pentru a fi operată la rănile de la cealaltă mână, dar și de la față. Alexandra, îți mulțumim pentru informații.